Dar iată că vreau să stau la pat cu voi, sincer. Așa cum un părinte pătuiește copilul pe care îl crește. Și e ferice de cel ce are urechea auzit. E o vreme a lupte. O vreme în care duhurile răutății se luptă din răzbuteri să fure pacea din casele voastre. Și voi vedeți lucrul acesta. Că uneori se iscă tulburare din lucruri de nimic, lipsite de valoare, de greutate și importanță. Dar astăzi vreau să stau la spate. Pentru că dași amin caut fii ai păcii pe care să îi înrolezi în ceata fiilor păcii. Oameni care să fie gata să așeze pe altar dreptatea lor omenească și să nu mai țină la ea în favoarea păcii. Să renunțe la dreptate omenească și să caute pace. Pentru că dași amin, viu sunt și viu voi rămâne în dreptul unui astfel de suflet, zice Domnul. Slavă Domnului! Acolo unde sunt căutători de pace, acolo va fi coborât cort de ocrotire peste acea familie. Și ocrotirea mea își va dovedi valoarea mai mult decât pot cuvintele voastre să ceară. E vremea lui. Fiți făcători de pace. Căutați pacea chiar dacă trebuie să acceptați a fi călcați în picioare de către unii care pretind că au dreptate. Cel ce caută pacea și rămâne în mijlocire va vedea izbăvirii cu ochii de car. Și numele meu va fi înălțat, zice Domnul. Amin.